Suntem în direct. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc presei din Republica Moldova că a dat curs invitației de a fi prezentă această conferință de presă. Scuze pentru întârzierea care are la bază chestiuni de ordin tehnice. Alta ar fi fost tema discuției noastre de astăzi, una pregătită de-a lungul timpului, încă din momentul în care în Parlamentul Republicii Moldova s-a votat hotărârea Parlamentului privire la starea de captivitate a statului, care urma a fi suplimentată cu o serie de acțiuni de curățare a clasei politice și de curățare a sistemului administrativ la nivel central și local. Dar despre asta vom vorbi într-o conferință de presă pe care o organizăm mâine. Stimați prieteni, stimați cetățenii Republicii Moldova, ieri seara ne-a devenit cu toții tuturor cunoscut niște lucruri foarte, foarte triste pentru noi. Ieri seara, zi în care se înregistrau 42 de morți la capătul unei săptămâni cu cei mai mulți oameni decedați din cei aproape 5.000 de morți de până acum, în doar 3 luni de zile, iată că înregistrăm peste 1.980 de decese, avem peste 88.000 de infestați. Nouă tuturor ne-a devenit cunoscut despre ce Platforma Demnitate și Adevăr a vorbit, a tras semnale de alarmă pe parcursul a aproape 5 luni de zile. Pentru un comunicat de presă emis de către Ambasada României, eram anunțați despre ieșirea din vigoare a acordului privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. Ni se spunea că acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 27 aprilie 2010, își încetează valabilitatea începând cu data de 28 martie 2021, la 10 ani de la intrarea în vigoare a acelui acord. Și ni se mai spune în acest comunicat că România a depus eforturi susținute pentru îmbunătățirea și extinderea aplicării acordului, demersuri care se reflectă în elaborarea și intrarea în vigoare a 5 protocoale adiționale. Ni se spune că încă la începutul lunii noiembrie 2020 s-a cerut guvernului plenipotențiar atunci să semneze un protocol numărul 6 care ar fi permis prelungirea acordului din 2010. Iată că astăzi Republica Moldova pierde cele 60 de milioane de euro grant din partea României, bani nerambursabili. Și asta se întâmplă pe timp de criză generalizată, fără precedent, o criză sanitară, economică, socială, politică, morală. După ratarea irresponsabilă a celor 60 de milioane din acordul cu România, riscul iminent este să ratăm și alte 500 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, cele 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, este îngrijorător și regretabil mesajul diplomatic pe care România este obligată din cauza irresponsabilității decidenților moldoveni să-l transmită Republicii Moldova. Dar dincolo de sistarea finanțării, este vorba și despre faptul că România nu are cu cine discuta aici, la Chișinău. Nu avem un guvern plenipotențiar, responsabil și cu grijă de oameni. Unica entitate care era în drept, potrivit legilor țării și a Constituției, să semneze prelungirea acestui acord. Vă rog dar să vă imaginați care au fost discuțiile care au dus la decizia de a închide parteneriatul semnat în 2010, ieri pe 28 martie. În lumea civilizată nu se întâmplă așa ceva, mai ales când este vorba despre finanțări nerambursabile. Nimeni nu dă cu piciorul în donații, cu atât mai puțin în cele venite de la frați, de la familiile acestora. Suntem incapabili, prin deciziile luate la vârful statului, să ne calificăm pentru a putea primi fonduri nerambursabile.
indiferent care vor fi narativele propagandei, trebuie să fie foarte clar pentru fiecare cetățean că acest semnal este unul foarte prost la nivel european. În această configurație politică păstrată de încăpățânarea decidenților la vârful statului de a accepta soluția corectă și rațională a unui guvern pro-european, responsabil să elimine criza, să organizeze niște alegeri parlamentare anticipate, suntem cu toții țintuiți la periferia Europei. Nu poți să dai foc la țară de dragul unui partid politic, de dragul excepționalității politice a unuia sau altuia. Am spus de mai multe ori că asta se va întâmpla. Dar, din păcate, nu a interesat pe nimeni. S-a strigat vreme de 5 luni de zile anticipate, fără a se oferi soluția constituțională. Și eu și platforma DA milităm pentru anticipate, dar în mod rațional, pragmatic, constituțional. Cine trebuie să răspundă pentru acest eșec halucinant al politicii moldovenești? Dodon, care a controlat un guvern plenipotențiar până la demisia din decembrie, va spune că președintele. Actualul președinte va spune că Dodon. Iată că suntem desprinși complet de coordonatele politice europene. Din punctul meu de vedere, mai mare rușine ca aceasta, nici că se putea resimți vreodată. Primim vaccin din România și nu suntem în stare să demonstrăm că suntem oameni serioși, preocupați de viitorul generațiilor care vor trăi pe aceste pământuri. Ne interesează ce va fi mâine pentru partidul X sau pentru omul politic Y. Este un paradox cutremurător. Stăm cu mâna întinsă la ruși după niște doze de vaccin și pierdem 10 de milioane de euro finanțare nerambursabilă din partea României, care ar acoperi aproape integral necesarul financiar pentru vaccin. Am spus de 10 de ori, și eu și colegii mei din platforma Demnitate și Adevăr, din decembrie și până astăzi, că singura soluție rațională este instaurarea unui guvern responsabil și competent pentru scoaterea țării din criza generalizată în care se află și organizarea după standardele democratice a alegerilor anticipate. Am fost înjurați și linșați de media partizană. Am să vă amintesc. Încă din decembrie vorbim despre necesitatea semnării acordului, prelungirii acordului cu România. Apoi în ianuarie, apoi în februarie, am anunțat la capătul unor zile lungi în care decidenții din Republica Moldova făceau ping-pong politic, am anunțat despre disponibilitatea creării și asumării de către platforma DA unui guvern minoritar anticriză până la organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Era 11 februarie și atunci menționam care sunt necesitățile pentru care e nevoie de un guvern, inclusiv semnarea protocolului numărul 6 a acordului cu România. Pe data de 16 februarie, anticipam haosul, blocajul instituțional și riscul instalării unui guvern PSRM-șor și am întins și atunci președintelui mâna de partener fidel principiilor, valorilor și standardelor europene de viață și am așteptat să se răspundă ca atare. Am informat și atunci despre necesitatea să fie semnat cu partea română protocolul care prevede alocarea Republicii Moldova a 60 de milioane de euro. 23 februarie, aceeași abordare din partea platformei Demnitate și Adevăr și semnal de alarmă cu privire la necesitatea semnării acordului de prelungire a protocolului de prelungire a acordului cu România. 13 martie, un apel la normalitate și depășirea impasului politic în care vorbim la fel despre necesitatea semnării acestui acord. Pe data de 26 martie ne-am exprimat din nou public atitudinea. Repet, platforma Demnitate și Adevăr este consecventă și responsabilă în abordările, faptele, actele și acțiunile sale. Noi am fost cei care am propus un tandem la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut. Am propus un prim-ministru. De ce? Pentru că așa se procedează într-o democrație. Așa este că și după alegeri am militat pentru aceeași soluție. Iată că timpul
ne-a dat din nou dreptate. Ne-a măsurat din nou vorbele și abordările. Cer iertare poporului român pentru această mare rușine. Sper din toată inima să se poată repara această problemă extrem de dificilă și am încredere că decidenții de la București au aceeași preocupare pentru frații lor de peste Prut. Cer tuturor oamenilor responsabili și raționali din Republica Moldova să vorbească cu glas tare și să spună ceea ce își doresc cu adevărat. Indiferent dacă sunt profesori universitari, muncitori sau pensionari, vă cer tuturor să nu mai tăceți de teama linșajului pe rețelele de socializare. Nu așa ne vom ridica din genunchi. Nu așa ne vom putea construi societatea în care vrem cu toții să trăim. Fac din nou apel către decidenții din Republica Moldova. Părăsiți această abordare și oferiți țării șansa unui guvern cu drepturi depline. Renunțați până nu distrugeți totul. Dacă nu va exista o schimbare imediată de abordare, vor urma în cascadă alte și alte vești foarte rele pentru țară și pentru oameni. Fac un apel către Igor Dodon. Ai pierdut alegerile. Renunță la a mai ține captivă țara în acest joc de putere. Renunță la nominalizarea făcută de tine și Șor și oferiți șansa unui guvern corect. Iar după asta, alegeri anticipate care să dea oamenilor posibilitatea să-și aleagă reprezentanții. Să-și aleagă reprezentanții pe un sistem de vot corect, un sistem de vot care să fie unul reprezentativ, nu așa cum s-a întâmplat la ultimele alegeri parlamentare. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, anunț de astăzi o conferință de presă pe care o vom susține mâine împreună cu colegii mei din Parlament, vizând un subiect la care lucrăm de o perioadă îndelungată de timp, un subiect care are menirea să modifice legislația și să facă claritate cu privire la penalii din politică. Vă mulțumesc!